Întrebarea care se pune și eu sincer nu m-am gândit până să apară la orizont discuția noastră, de ce oare mio drag Belodedici nu este în lotul României pentru, pentru Italia, de vină să fie plecarea aceea în, în Iugoslavia sau? Nu, nu, eu, eu am jucat două meciuri, două calificări, am avut și jucam cu în echipa României, naționala României cu Andone am jucat un meci cu Bulgaria la ei când am câștigat 3-1 sau 3. Da, 3-1. Și am mai jucat un meci de calificare și după aceea am părăsit. Și au venit să vorbească cu mine. A venit neapuiu. Nea... Da, și neapuiu. A venit neapuiu Iordanescu și domnul. Și de la echipa națională, domnul Antrenorul secund care l-aveam în Italia. Antrenorul secund, uite că îmi scapă numele. Nu n a fost Nea. Dumitru Dumitriu, nu, 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 nu. A fost cu Neemi. Era secund. Secundul american Da, da. Și, Și a venit, degăsit, au venit adică să cine? vorbească cu mine să vin la Campionatul Mondial din Italia. Și n-au vrut să mă lase. Nu știu clubul, okay. clubul Steaua Important. Roșie nu au vrut să mă lase pentru că nu cereau garanții, nu știau ce se întâmplă cu mine în România, dacă sunt condamnat, dacă nu se ziceau că... Erau acele vremuri tulburi, România abia ieșise din, din da, comunism da. calificarea de altfel se întâmplă în 89, da, campionatul da. mondial e în 90 da, da, și perioada aceea nu au vrut să mă, <coughs> să mă lase mi spuneau, mă, nu avem dosarul tău, nu știm dacă ești condamnat, nu ești condamnat, te duci în România și te... Ați regretat la vremea aceea că nu păi, mers la mondiale? Pf, am regretat, dar ce să fac dacă am hotărât un lucru și știam da, campionatul mondial e, se joacă dată, e foarte important deci... Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi...